Fumătorii își pot face gratuit analize specifice luna aceasta. În cadrul unei campanii, fiecare poate beneficia de o spirometrie la dispensarul TBC Ploiești din cadrul Policlinicii Gina. Cu ocazia Zilei Mondiale a BPOC-ului se desfășoară o campanie de spirometrie gratuită în luna noiembrie. Este o campanie dedicată celor care au probleme respiratorii, în special celor care fumează, care tușesc dimineața, care gâfâie la efort. Este o boală extrem de severă, cu evoluție nefavorabilă dacă nu este diagnosticată și tratată în timp util. Prin această campanie se dorește depistarea celor fumători care au diverse afecțiuni ale plămânilor. Nu puțin sunt cei care suferă fără să știe de o boală dură, despre care se estimează că în următorii ani va deveni a treia cauză de deces din lume. Ce înseamnă BPOC? Înseamnă bronhopatie obstructivă cronică, un fel de astm al fumătorului sau al celui care a lucrat în mediu toxic. Este o boală care duce la distrugerea progresivă a funcției pulmonare, a respirației, îmbolnăvind și inima, astfel încât pacientul se găsește în imposibilitatea de a-și desfășura o activitate normală. Plămânul este un organ care nu se reface, așadar boala este ireversibilă. Depistată din timp însă, prin tratament corespunzător, funcția pulmonară poate fi prelungită. Majoritatea celor care au această boală sunt cei care fumează. Ei consideră că este normal ca la un moment dat să tușească, să mai și obosească. Lucru absolut greșit, pentru că acestea sunt semnele care arată că plămânul, într-o mare parte, este distrus, nu mai funcționează și ca atare trebuie un diagnostic corect al acestei probleme și un tratament adecvat. Simptomele sunt banale, dar dacă totuși le aveți, medicii vă sfătuiesc să mergeți la Policlinica Cina pentru a efectua această analiză. Cei care tușesc dimineața, cei care obosesc la efort moderat, minim, să vină, îi așteptăm la dispensarul TBC Ploiești pentru efectuarea de spirometrie gratuită. Este o analiză ușoară, durează câteva minute, nu doare, nu înțeapă. În cazul în care apar modificări, ei sunt îndrumați la un cabinet medical, sunt consultați și, dacă este nevoie, se instituie tratamentul corect. De la începutul campaniei, peste 500 de ploieșteni s-au prezentat la cabinet pentru a beneficia de spirometrie. Nu toți au înțeles însă care sunt persoanele care riscă să dezvolte o astfel de afecțiune. Se adresează celor care fumează, au fumat sau au lucrat în mediu toxic, nu celor care au probleme cardiace și gâfâie din cauza aceasta sau care au afecțiuni intercurente. Nu este o analiză pentru aceste probleme. Pentru efectuarea unei spirometrii nu este necesar bilet de trimitere de la medicul de familie. Campania este susținută de către Societatea Română de Pneumologie.